Bun găsit, dragi prieteni! Credință și cunoaștere este o temă foarte generoasă, este o temă care, îndrăznesc să anticipez, se va încheia cu va urma. Alături de mine se află Părintele Lucian Grigore, slujitor la Biserica Sfântul Gheorghe din municipiul nostru Pitești, căruia îi mulțumesc, este prima prezență în această emisiune, dar sunt convins că este o prezență care nu va face altceva decât să continue multe din ideile frumoase care au fost expuse în acest platou despre credință, despre cunoaștere, despre relația noastră firească cu Dumnezeu. Când ne referim la credință, când ne referim la cunoaștere, în general avem tendința, ca un reflex, poate mai mult al educației pe care am primit-o până acum, să începem descâlcirea răspunsurilor dintr-o zonă mai mult științifică. Pentru că ce poate fi cunoașterea decât urmarea unor argumente științifice? Însă, o să vedeți, dragi prieteni, pe parcursul acestei emisiuni că atunci când vorbim despre cunoaștere, trebuie să deschidem foarte larg porțile minții noastre și să acceptăm în prima fază că vorbim despre o cunoaștere care depășește cu mult chiar și imaginația noastră. Dar o să-l rog pe invitatul meu să deschidă acest foarte frumos și foarte folositor subiect, credință și cunoaștere. Bine, v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Este într-adevăr o temă generoasă, una care pune pericole în ceea ce privește itinerarul cunoașterii, pentru că dacă vorbim despre cunoaștere din perspectiva vieții morale și spirituale, trebuie neapărat să luăm în calcul funcționalitatea acelei dimensiuni a credinței în natura umană. Sigur că realitatea pe care o vedem și care ne înconjoară este, din perspectiva bisericii și a teologiei în special, este o realitate creată, una vizibilă, și vorbim doar de realitatea, sigur, perceptuală, cea care este supusă simțurilor. Întotdeauna a existat un efort al umanității să treacă dincolo de aspectul văzut al lucrurilor și să înțeleagă dimensiunea nevăzută a lucrurilor. Chiar Sfântul Apostol Pavel vorbește în Areopag Înțelepților despre acelui timp, înțelegi așa, vorbește despre Dumnezeu cel nevăzut, cel necunoscut, despre acel Dumnezeu pe care voi nu-L cunoașteți, am venit eu să vă vorbesc astăzi, le spune Sfântul Apostol Pavel. De ce este Dumnezeu nevăzut din perspectiva teologică? Pentru că el se situează într-un plan apofatic, într-un plan în care putem vorbi despre el doar ca cel ce nu este în comparație cu ceea ce este. Dumnezeu nu este limitat, Dumnezeu nu este antropomorf, de pildă, vorbim despre Dumnezeire și despre Dumnezeirea Tatălui, de pildă, nu despre întruparea Fiului. Dumnezeu este treime. Când începem să afirmăm, atunci în teologia afirmativă atingem latura aceasta a catafatismului teologic. Însă, când vorbim despre ființa lui Dumnezeu, vorbim despre tot ceea ce este apofatic, tot ceea ce scapă percepției. Și sigur că această teologie apofatică, deși este oarecum încadrată în anumite tipare de gândire teologică, ea traversează cu mult dincolo de percepție. Există pentru a înțelege și ajunge la taina aceasta a cunoașterii, Basarab Nicolescu, filozof și gânditor contemporan, creează un artificiu de gândire, creează un mecanism de gândire. El vorbește despre realitate, realitate ca ceva ce este comunicabil, ca ceva ce este rezistent cunoașterii, adică cunoașterea întâmpină acea realitate și începe să-și o explice.
începe să clasifice lucrurile și despre real. Realul fiind dincolo de realitate, în spatele realității și fiind o categorie care nu se supune unei cunoașteri perceptuale, este dincolo de limitele omenești de a percepe. Și este non-rezistentă cunoașterii, ea este translucită, trece dincolo de fațetele realității. Și în această categorie înscrie Basarab Nicolescu prezența sacrului. El vorbește despre niște niveluri de realitate care se revelează prin simțuri, care se revelează în mod perceptual, dar niveluri care sunt despărțite de niște interstiții, de niște zone din acestea de izolarea domeniilor, știți? Când vorbește Basarab Nicolescu despre domeniile de cunoaștere, introduce termenul de transdisciplinaritate. Adică disciplinele sunt despărțite prin aceste interstiții care nu reprezintă practic nimic din punct de vedere al realității cunoscute. Sunt niște zone de necunoaștere pe care el le umple, de fapt, cu introducerea unui algoritm de gândire. În logica aristotelică există cel de-al treilea termen, terțul exclus. E bine, el introduce sub influența unui gânditor român, Lupașcu, Ștefan Lupașcu, gânditor, filozof român, dar de, cum să spun, în Franța a trăit și de naționalitate franceză. Acesta a propus în algoritmii gândirii terțiul inclus, pe care vine Basarab Nicolescu și îl convertește și spune terțul ascuns. Când ne gândim la terțul ascuns, care face legătura între planurile de realitate obiectuală cu nivelul meu de percepție cu privire la acea realitate, atunci trebuie neapărat să luăm în calcul terțiul ascuns, care este, din punctul meu de vedere, este o formă a acestor filozofi de a vorbi despre Dumnezeu. Ei vorbesc despre Dumnezeu în acest limbaj filozofic pentru a fi mai accesibilă cunoașterea la nivelul acesta și pentru a ataca cumva segmentele acestea de cunoaștere pe limba celor care sunt în contemporaneitate. Și spune că adevărata cunoaștere este să facem transferul de la obiectul cunoașterii, care este definit prin fluxurile de informație, către subiectul cunoașterii, care este reprezentat de fluxurile mele de conștiință. Foarte interesant. Adică eu am acces la cunoaștere prin accesul la acel terțiu ascuns, care îmi facilitează mie legătura dintre obiectul cunoașterii reprezentat de aceste fluxuri de informație cu subiectivitatea mea, cu nivelul meu de percepție la nivel de conștiință. Și vreau să vă spun că gândirea românească cu privire la cunoaștere este fabuloasă. Lăsând deoparte filozofii consacrați, noi ca și alții care vorbesc despre cunoaștere, despre sine și așa mai departe, există oameni care sunt dedicați științei și care atacă problema ontologiei. Ontologia fiind știința cunoașterii a ceea ce există. Este un segment al fenomenologiei. Și foarte interesant că un gânditor, fizician, filozof și practician în domeniul științei vorbește despre conștiință, despre niveluri de conștiință. E vorba de Mihai Drăgănescu, care are și o lucrare publicată prin 2000 referitor la societatea conștiinței. El previzionează faptul că societatea actuală se va întâlni cu un anumit nivel de conștiință și că va trebui să accepte nivelul acela de conștiință ca pe un nivel care are reflexe sociale. E foarte interesantă ideea lui Drăgănescu și academician și, mă rog, un om de știință care nu a fost chiar atât de mult luat în seamă de mediul științific. Însă, dacă noi, ca teologi, nu luăm în seamă astfel de amănunte, între ghilimele spus, și nu oferim lumii acces la gândirea românească autentică cu privire la cunoaștere, atunci, sigur că s-ar putea întâmpla să fim și judecați pe tema asta. Pornind de la elementele acestea, noi ajungem abrupt în problema conștiinței despre care vorbește Biserica și în teologia ortodoxă,
în definițiile pe care le dă Părintele Stăniloae cu privire la elementele care concură la șlefuirea conștiinței, la ridicarea nivelului de conștiință. Conștiința este o categorie funcțională a naturii noastre spirituale. Spune Sfântul Apostol Pavel că definiția credinței, zice acolo la Efeseni, credința este dovedirea celor nevăzute și adeverirea celor neștiute și dovedirea lucrurilor celor nevăzute. Există un plan nevăzut despre care vorbește credința. Există o categorie de cunoaștere a acelui plan pe care teologia o accesează nu prin acest joc al minții pe care l-am văzut noi la Basarab Nicolescu, de pildă, sau la Ștefan Lupașcu, ci printr-o ancorare profundă în fenomenologia revelației. Și de aici mai departe adâncim problematica revelației, ancorându-ne în ceea ce aflăm în Scriptură. De fapt, nu avem timp de Scriptură, nici de Sfinții Părinți, sau nu ne facem, sau nu vrem să ne facem. Însă există niște lucruri extraordinare. În psalm, de pildă, psalmul 17, un cuvânt acolo, zice, se va lumina, se va arăta lumina Dumnezeirii și se vor da deoparte norii necunoașterii și se vor arăta izvoarele lumii și se vor descoperi temeliile pământului. Un lucru foarte interesant, vorbește în prima parte despre norii acestea necunoaștere care se risipesc prin arătarea luminii dumnezeiești, după care accesează problema izvoarelor lumii, izvoarele de apă, apa fiind în conceptualitatea aceasta a creației, fiind suportul vieții, matricea vieții. Este asociată apa cu lumina. Lumina, cea dintr-un început pe care Dumnezeu a zidit-o, este amprenta gândului Dumnezeu, a rațiunilor Dumnezeu în lume. Și atunci Dumnezeu dă semn de cunoaștere în lumină. Nu poți să vezi lumea obiectuală decât așezată într-un anumit decor. Și atunci Dumnezeu instituie sunetul acesta luminos al existenței, al rațiunilor, în care noi vedem ceea ce se simte, ceea ce se percepe. Însă, dincolo de aspectul acesta al percepției, în acel sunet primordial, să zicem, în acea lumină primordială, Dumnezeu așează sau instituie rațiunile care propășesc în lume și dezvoltă gândul lui Dumnezeu cel din veci cu privire la creație. Adică putem să ne însușim înțelegerea faptului că Dumnezeu, înainte de a fi zidit lumea, așa cum o vedem noi, înainte de a fi ajuns la momentul acela în care vorbesc Scripturile într-un început, inarhe, dintr-un început, ce era în început, poate fi o limită dincolo de care nu mai există nimic și dincoace de care începe totul. Dar noi vorbim despre un Dumnezeu care este dincolo de început și atunci vorbim despre obiectualitatea unui Dumnezeu care se află în arhe, în spatele acestei limite a existenței. Și tocmai prin aceasta e fabulos Dumnezeu, pentru că nu înțelegi limita dincolo de care El este obiectual. De aceea Biserica a găsit formula de a spune că Dumnezeu trăiește în veci sau din veci. Din veci, această sintagmă se referă și la faptul că dumneavoastră erați în rațiunile lui Dumnezeu din veci. Nu erați fizic, obiectiv. Erați în rațiunile Lui ca și așteptarea lui Dumnezeu în planul Lui. Vă dați seama ce fabulos e? Dinaintea timpului. Vă dați seama ce fabulos e lucrul acesta? Adică dinainte de a fi fost timpul, dinainte de a fi fost lumea, dinainte de a fi fost lumina aceea dintr-un început în care s-au descoperit realitățile existenței, s-a gândit Dumnezeu la dumneavoastră. Și nu așa oricum. S-a gândit Dumnezeu și a amprentat în rostul existenței dumneavoastră o așteptare din veci. Va aștepta Dumnezeu. Și spune undeva la Daniel, e un strigă de dor al lui Dumnezeu după om, la Daniel, un lucru extraordinar.
zice Daniele. Într-o traducere alta decât cea uzuală și uzitată acum, o traducere, să spunem așa, un pic poetică. Tu ești omul de la capătul dorului meu. Daniele, tu ești omul de la capătul dorului meu. E fabulos. Este un al doilea strigăt pe care îl auzim în Scriptură, primul fiind Adame. Adame, unde ești? Deci strigătul lui Dumnezeu după om, se propășește acest strigăt de dor al lui Dumnezeu după om. Și asta înseamnă că omul este în planul lui Dumnezeu. Fiind în planul lui Dumnezeu, în momentul în care a așezat chipul Dumnezeirii sale în rostul așteptărilor pentru om, în mod sigur, în acel chip a așezat asemănarea cu el. De ce zice că a făcut pe om după asemănarea lui? Și îl invită, pentru că în acest studiu s-a mai discutat, s-a atins puțin și această temă, îl invită cumva direct să devină co-creator. La un moment dat. Absolut, păi Dumnezeu are niște atribute. Nu, dar este o invitație teribilă, doar la gândul că poți să devii un soi de partener, iertați-mi comparația, absolut, partener de creație cu cel care creează sau a creat. A creat și creează în continuare. Și creează, pentru că actul creației continuă, este dinamic. Și există o urcare din slavă în slavă a omului împreună cu Dumnezeu. O coparticipare a omului cu Dumnezeu. Și vorbește Părintele Stăniloae despre treptele acestea de spiritualizare, de înduhovnicire, pornind cu asceza, trecând prin iluminare sau cunoașterea rațiunilor din lucruri, și ajungând la desăvârșire sau îndumnezeire sau, cum să spun, îngemânarea omului cu Dumnezeu. Este practic drumul invers, un drum de întoarcere acasă, pentru că omul a fost în starea aceasta de îndumnezeire. El a fost într-o stare translucidă. Materialitatea lui nu era grea. Era imponderabilă. Era într-o stare nu atât, nu neapărat sau nu numai de fericire, de comuniune, de vedere a lui Dumnezeu față către față când se plimba cu Dumnezeu în răcoarea serii, Adam de pildă, ci era structural într-o lume care, nefiind căzută, nefiind, cum să spun, aruncată în precaritate, în greutate, trăia dimensiunea înduhovnicită a existenței lui. Deci era un trup duhovnicesc. Necunoscând răul, și bine ați spus, necunoscând răul, pentru că el era doar ancorat în dumnezeire și nu înțelegea că dincolo de Dumnezeu ar putea exista o altă variantă în privința a stării lui, stării lui Dumnezeu de revelare către lume. Și atunci cunoaște răul prin neascultare, știți. Dar nu intrăm în problema primordială atât de mult. Vreau să mergem puțin către ceea ce se întâmplă cu omul în participarea lui dinamică împreună cu Dumnezeu la actul creației. Este părtaș la creație prin procreație. Este creativ și are o dimensiune, sigur, a atributelor în oglindă, cumva, a atributelor Dumnezeirii, la măsura lui omenească. Dumnezeu arată în om la o anumită măsură atribute ale Dumnezeirii. Creativitatea, înțelegerea, lumina minții, rațiunea, voința luminată de credință. Dorința de cunoaștere. Dorința de cunoaștere. Însă și această năzuință după a cunoaște, năzuința nemuririi. Omul în om este adânc sădită această năzuință și această întemeiere a sentimentului că nu va muri. Ca dovadă că unii găsesc expresia înveșnicirii în lumea aceasta, creind toate mijloacele de a nu mai muri. Există acea, cum să spun, la momentul acesta există o direcție în cunoaștere numită transumanism. Dorința omului de a se upgrada, de a se robotiza, de a pune în plus creier, în plus chipuri procesoare. Transfer de conștiință, dar termenul este... Da. Contradictoriu ca sens. Se vorbește despre conștiință artificială. S-a ajuns până acolo încât
nu doar inteligența artificială, ci și upgradarea conștiinței artificiale la măsura la care ea se semene. Sigur că se semene cu cea omenească. Sigur că este imposibil de conceptualizat limita aceasta când umanitatea va ajunge să își adauge un soi de conștiință artificială. Probabil că vor fi o instanță, va fi o instanță, sigur, în acest proces de transumanism de care nu cred că umanitatea va putea scăpa. Pentru că deja transumanismul începe de la schimbarea membrelor cu altele, pentru că sunt oameni care nu au așa ceva, procesarea auzului și sintetizarea auzului, de pildă, într-un mod tehnic cu procesoare și așa mai departe, vederea, la fel, a fost dobândită pe baza unor tehnologii implementate la nivel de creier sau așa mai departe, conectarea creierului la conștiința artificială și la inteligența artificială, sunt niște aberații de care umanitatea nu va scăpa, pentru că omul este scormonitor. Acea tendință a creativității în el ajunge la limite aberante până la urmă. Însă, vedeți dumneavoastră, de aceea există biserica. Ca un cadru în care crește și concrește lucrarea credinței în om, de așa fel încât noi să înțelegem înveșnicirea, nu într-un sens tehnologic, în sens demonic. Adică ne înveșnicim în materialitate, vrem să rămânem veșnici, schimbăm organe, trăim 200 de ani pentru că ne-am upgradat tot ceea ce înseamnă organ în noi, dar lucrul acesta nu ne ajută la spiritualizare. Suntem la fel de precari, la fel de gregari, la fel de răi, la fel de neinstruiți din punct de vedere moral și spiritual. Ori biserica amprentează voia lui Dumnezeu, rațiunile lui, lucrarea lui în modul nostru de a exista. Și atunci se realizează un cadru de conștiință, de credință, de cultivarea conștiinței. Cadrul acesta în care crește frumos ca un lujer înverzit în proximitatea izvoarelor apelor vieții, adică apele cunoașterii și ale rațiunilor și în matricea aceasta a rațiunii Dumnezeu, crește frumos conștiința omenească. Există vreme de pregătire, un răstimp în care biserica îi pregătește mai atent pe credincioși în proximitatea învierii, de pildă, înainte de înviere, în această vreme de postire și de șlefuire a vieții spirituale și duhovnicești. Există șansa aceasta a omului de a accesa modelul de conștiință hristic. Pentru că împărtășirea cu Hristos nu este doar o împărtășire fizică. Ea este o împărtășire în ce privește întreg spectrul existenței noastre. Adică este o împărtășire și în duh și în trup. E o împărtășire cu identitatea lui Hristos. Pentru că, așa cum spunea un părinte, nu sufletul locuiește în trup, ci trupul locuiește în suflet. Un lucru fascinant de altminteri, pentru că, vedeți dumneavoastră, Hristos la un moment dat zice: privegheați și vă rugați pentru că Duhul este osârduitor, iar trupul neputincios. Asta ce înseamnă? Că biserica se orientează mai cu atenție și mai cu grijă asupra vieții spirituale. Și șlefuiește viața sufletului, pentru că sufletul este în măsură să tragă după el viața trupului. Și atunci, dacă sufletul este în duhovnicie, se înduhovnicește și trupul, acela care și-a pierdut în duhovnicirea aceea dintr-un început. El a pierdut suflarea aceea de viață pe care a așezat-o Dumnezeu în el dintr-un început, când a suflat asupra omului și s-a făcut omul suflet viu. A pierdut acea dimensiune a înduhovnicirii prin legătura de conștiință cu Dumnezeu. Și a lăsat Dumnezeu o ancoră în ceea ce înseamnă identitatea omenească. În funcțiunile acestea, sau facultățile spirituale, voință, rațiune și sentiment, se conjugă un etaj superior dincolo de ceea ce este nominal, conștient. Noi avem înzestrarea aceasta a unui etaj de conștiință. Adică supra-nominalul, supra-conștientul. În supraconștiință se așează acolo toate dorințele bune, toate năzuințele. În subconștiință se așează toate angoasele, răutățile, acumulările acestea păcătoase. Și atunci
Biserica trebuie să călăuzească prin slujitorie, prin slujbele bisericii, prin toată lucrarea ei sacramentală, prin programul liturgii și programul acesta, mai cu seamă în aceste zile când noi am intrat în postire, sunt elemente care conjugă o soluție cu privire la conștiință. Întotdeauna îmi pare rău atunci când întrerup invitatul pentru publicitate, dar trebuie să luăm repede publicitate ca să continuăm la fel de repede această foarte, foarte frumoasă expunere a dumneavoastră. Revenim în câteva minute, dragi prieteni.